Când ea e geloasă pe privirile pe care le aruncă el după o altă femeie la petrecere, după o femeie, să spunem, atrăgătoare, ar trebui să gândească ce sentimente trezește asta în ea. S-a simțit atrăgătoare în ultima perioadă, s-a îngrijit de aspectul ei fizic. Pot să creez admirație în partenerul meu schimbându-mi aspectul fizic sau schimbându-mi atitudinea despre cum mă simt în pielea mea. Intuiția are și ea un rol, dar ca femeie nu ar trebui să ne lăsăm imaginația să creeze scenarii. Să spunem că el are o prietenă mai bună cu care vorbește la telefon, iese în oraș, ea ar putea să se simtă nesigură de genul ăsta de relație, cu atât mai mult în cazurile în care el nu-i acordă suficientă atenție, s-ar putea să se simtă neglijată în ultima perioadă. În acest caz, e un prilej să-i spui partenerului că nu ți acordă ție atenție, în loc să-ți canalizezi atenția spre ce face în legătură cu prietena respectivă. Aflată într-o astfel de situație, o femeie se poate gândi dacă are un motiv real pentru care este geloasă sau este unul pur imaginar. Trebuie să ne gândim în primul rând aici la o relație de prietenie normală, absolut normală într-un bărbat și o femeie, sau dacă e ceva dincolo de asta. În ultima instanță, un astfel de comportament gelos din partea unei femei poate face pe partenerul ei să se simtă controlat, manipulat și îl poate face să chiar să se gândească să renunțe la relație. Ar trebui să discute cu partenerul, ar putea să-i explice de unde vine starea ei, dar fără să-i facă un reproș în legătură cu asta. Recomandarea mea pentru orice femeie care bănuiește partenerul de infidelitate ar fi ca ea să se bazeze și pe niște fapte reale, dincolo de ideile pe care le are în legătură cu asta.